Cine e acolo? Vecinul. Oh, iară domnul Pișchiș ăsta. Oh, bună ziua, domnul Pișchiș, ce mai faceți? Frățică, nu mă simt așa bine. Cheamă repede o ambulanță. Ce ambulanță, domnul Pișchiș? Doar vă dau o pălincă de șubă și vă tomnește instantaneu. Opa, domnul Pișchiș! Alo! Dic, o leșinat! Ioi, ce mă fac? Repede, repede! O mașină pe electrolize zero! Repede! Trei echipe de salvare am să vă trimit acum. Alo, doamne! Nu-mi trebuie trei, numai una! A, numai puțin. Da, spuneți cu ce vă pot ajuta, repede! Cu 100.000 până mâine! Vacă, cu ce să mă ajuți? Cu o salvare! Auzi, mă, nesimțitule, dacă vrei să știi, chiar am 100.000 la mine, da? Dar nu-ți dau! Și în plus, toate salvările sunt ocupate, na! Nu se poate! Trebuie să vezi măcar una! N-avem! Ultima a plecat mai înainte la o filmare de videoclip cu Nicolae Guță. Ce? Păi cum adică? Eu am aici un om închis pe jos și voi trimiteți ambulanțele la filmări? Dar eu pe manele plătesc taxe! Păi așa? Aduceți-mi și mie din piață un sac de cartofi și două cutii de gresie de la depozit! Dica aia! Păi dacă plătiți bine, vi le aducem, sigur! Ai, 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 incredibil! Hai, zi repede, mai dorești ceva? Că nu mi-am terminat de ascultat maneaua! Da, doresc să te mânce ciuma de manelistă! Hai, mă, nu cred, mă! No, ce mă fac eu cu omul ăsta? Da! Frățică, bagă bulan, ghici unde suntem pitbull. Bă, n-am timp acum, fii atent aici. Frățică, suntem într-o ambulanță plină de fetiții asistente, măi. Filmăm un videoclip cu regele Guță. Cicalaca, cichicea, cica. Bă, maneliștilor, vecinul nostru, domnul Pișchiș, o leșinat aici la mine la ușă. Și nu este nici ambulanță liberă, băi. Wow, serios? Da, mă, da! No, lasă, măi, că și-a revenit el. Bă, da, parcă ungurul nu s-a simțea bine. Bine, măi, l-a pus ăștia și pe o targă, i-a băgat o perfuzie cu bere, plus că dansează asistentele la capul lui și primim și bani. Na, păi ungurul e în elementul lui, măi. Bă, ce-am de răli pe capul vostru? Aveți 5 minute să ciordiți ambulanța și să veniți cu ea aici, repede! Că dacă trec mai mult de 5 minute, apoi tot opriți-vă și luați niște lumânări și haideți încoace cu tacu Guță și formația lui aceea de pitici de grădină. Băi, frățică, băi, ăștia slăutari, băi, ăștia cântă orice. La nunți, botezuri, tăieri de porc, surechiuri, chiuretaje și instalări de Windows, măi. No, hai, deles, mă, prales, urgent! Frățică! Domnul Pișchiș, v-ați revenit! Sunteți bine? Da, adă-mi te rog o pătură și o pernă, că tare bine am adormit aici pe jos la tine. Ce?